Salut, oameni buni și răi! Așa cum mi-ați cerut mulți dintre voi, astăzi vom explora Liberty City în GTA 3. Supranumit și cel mai rău oraș din lume, nu o spun eu, ci o spune site-ul oficial al jocului, Liberty City este primul oraș modelat de Rockstar în 3D. În toamna anului 2001, GTA 3 a revoluționat seria GTA și a inovat foarte mult industria de gaming. Succesul lui a încadrat jocurile GTA într-o ligă proprie și pe bună dreptate. GTA 3 a oferit jucătorilor un nivel de libertate ce nu mai fusese atins la momentul respectiv, într-o hartă mare și diversă, pe care o vom explora și aprecia și noi în seria noastră de locații uitate și interesante. În prima parte ne vom uita la Portland, prima insulă din joc. Este insula din estul hărții și o vom parcurge de la sud la nord. Începem din zona Atlantic Quays, în colțul din sud-est, de unde vedem în depărtare și a doua insulă. Iar în direcția portului vedem un apus foarte frumos. Trebuie să apreciem momentele când GTA 3 ne dă niște culoare, pentru că cine a jucat știe că nu arată așa de obicei. Aici am văzut miracolul naturii, sub forma unor copaci care au reușit să crească direct pe asfalt. Arată săracii așa rătăciți de parcă au fost uitați aici. Și odată cu ei sunt și umbrele lor false, adică niște texturi desenate pe asfalt. Vom mai vedea trucul ăsta folosit de Rockstar. Lângă ei avem depozitul unde trebuie să o aducem pe Maria să dea din buci la petrecere în misiunea Chaperone. Și vedem că de fapt toată strada e vopsită în texturile de umbră ale copacilor. Tehnica asta se numește pre-baked lighting și am lăsat în descriere un link unde puteți citi mai multe despre asta. În spatele depozitelor avem săritura asta periculoasă peste apă. Perfect, insane, unique, stunt bonus! Iar peste drum vedem o fabrică mare de cherestea cu forma aia clasică de clădire industrială cu unghiul ascuțit. Aici a început deja să plouă. Liberty City nu ne lasă să le explorăm prea mult, fără să ne învăluie în culori reci. Trebuie să apreciez cât de mult au decorat până și o zonă industrială banală. Uitați-vă câte obiecte au folosit aici și cum au modelat fabrica asta. În anul 2001 să creeze așa o lume interconectată cu restul sistemelor din joc. În Atlantic Quays mai e și curtea asta, unde pare să fie un depou de autobuze, chiar dacă nu are vreun semn vizibil. Sub acoperiș e parcat autobuzul ăsta care e atât de frumos, pe lângă detaliul cu care au reușit să-l modeleze, tot designul lui efectiv țipă a 2001. Și arată așa simpatic din față, parcă ar fi un animal mare și blând. În apropiere este Callahan Point, unde după o cărare mică găsim fabrica de pește a chinezilor, locul de unde iese un tip de macrou artificial și dăunător pentru mediu. Conform site-ului oficial al jocului, compania a recunoscut că peștii sunt artificiali și bineînțeles că nu le pasă. E realistic. Deși clădirea nu e cine știe ce, îmi place detaliul că au pus gurile alea de ventilație și chestia asta, cine știe ce o fi. Cel mai notabil moment legat de locul ăsta e misiunea Blowfish, unde Cloud e trimis de Tony Cipriani ca să distrugă fabrica. Mai departe am fost martor la violența clasică din Liberty City. Și am văzut blocurile astea imense vis-a-vis de fabrică. Am crezut inițial că ar fi blocuri rezidențiale, dar după ce am văzut geamurile și ușile de garaj, da, astea nu sunt blocuri. Probabil au fost și ele fabrici la un moment dat. Luminile din curte rămân aprinse, dar nu e niciun fel de trafic înăuntru. Însă ce e de apreciat e faptul că administrația locală măcar a plantat niște copaci aici. În lungul străzii vedem o pată de culoare, un semn care ne arată restaurantul din curbă. Aici, unde a început încă o ploaie scurtă, este restaurantul Greasy Joe's. Îmi place detaliul că pe lângă mașinile normale, aici am văzut și un tir oprit. Chiar văd locul ăsta să fie popular pentru șoferii de drum lung. Cât despre clădire, este un diner clasic american, specific anilor 50 sau 60. Probabil aici găsești niște burgeri foarte buni. Și bineînțeles că steagul american este nelipsit. Lângă restaurant este tunelul pe care sunt sigur că multă lume încă îl mai știe, care duce la docurile astea unde luăm barca spre a doua insulă din joc, în misiunea Last Requests. Tot aici avem și o vedere spre podul Callahan, distrus de bomba de la începutul jocului. Înapoi la stradă, lângă Greasy Joe's, am văzut stâlpul ăsta cu trei reclame. Burgerii Happy Blimp vor să ne umflăm talia, compania de telecomunicații Squid prezintă un telefon care arăta bine în 2001, dar acum pentru noi e antic,
și vedem pentru prima oară filmul Top Down City cu Arnold Stallone, adică Rockstar, flexându-se că au lăsat în urmă grafica 2D din GTA 1 și 2. După Callahan Point, intrăm în cartierul Trenton. Aici am văzut o hartă care ne-ar fi spus mai multe despre depozitele din zonă dacă n-ar fi fost atât de pixelată. Cât eram lângă autobuze, a început o ceață oribilă care mai mult arată a smog. Oricât de vechi e jocul ăsta, atmosfera lui e așa puternică de aproape că putem respira aerul ăsta greu. După ce a trecut ceața, am văzut fabrica asta mare cu o formă mult mai complexă decât celelalte. Și se pare că este o fabrică de pastile și alte farmaceutice. Fabrica are intrarea asta dubioasă care trece pe sub clădire. Mă gândesc că dacă vine un camion să aprovizioneze, trebuie să aibă grijă la înălțime. Aiure. În zonă mai e și sediul ăsta al companiei de petrol Amco. E cam singura clădire care arată mai mult office decât industrială. Dar cu siguranță cea mai cunoscută locație din Trenton este garajul lui Joey, unde repară și vopsește mașini. Îmi place reclama scrisă pe pereți, chiar dacă texturile sunt un pic dubioase. Și grafitiul e un detaliu mișto. Iar lângă Joey este fabrica Bitchin' Dog Food, al cărei proprietar este un criminal în serie. De acolo și ceața asta macabră. În zonă vedem și compania de taxi Mean Street, o referință la filmul lui Martin Scorsese, Mean Streets, din 1973, unde joacă actori precum Robert De Niro, Harvey Keitel și David Provall. Mereu mi-a plăcut să descopăr cum Rockstar găsesc metode de a include referințe la filmele lor preferate, de unde se inspiră pentru fiecare joc. Aici în Trenton vedem și primul bloc rezidențial, destul de mare și tipic blocurilor vechi din New York, orașul pe care îl reprezintă Liberty City. Nici partea asta cartierului nu pot să zic că arată prea bine, dar pare mai puțin rău. Începem cartierul Portland View cu supermarketul SupaSave, care mai apare doar în San Fierro. Iar aici este așezat foarte bine lângă metroul suprateran care funcționează încă din 1930 și în apropierea portului, accesibil pentru muncitori. Îmi place cum SupaSave țin atât de mult la schema lor de culori, încât o parte din clădire e albastră, iar în spatele magazinului este un tunel vechi, abandonat. Bine că nu e noapte acum, că altfel era un pic cam dubios aici. Oricum o să-l vedem și pe partea cealaltă. Foarte aproape este și secția de poliție din Portland View, unde săracii polițiști au grijă să își asigure porția de șpagă, bineînțeles. Clădirea lor pare să fie istorică, văzând texturile de pe fațada ei și detaliile de la intrare și ușa în sine. Inspirația clădirii este secția de poliție Midtown North din Manhattan. Se vede cum au reprodus-o cu fidelitate. Secția e destul de mică, mai ales văzând spitalul mare de lângă ea. Spitalul Sweeney General are una dintre cele mai înalte clădiri din Portland într-un design simplu și modern. Și m-a amuzat detaliul că printre toate secțiunile normale ale spitalului, semnul ne arată că ei mai au și un magazin cu suveniruri. Mișto! Și dacă vorbim de magazine, în Portland View vedem magazinul unde toate hainele costă doar $10. Lângă haine se află și o cafenea pixelată, un salon de manicură și o curățătorie. Din păcate, magazinele astea se repetă pe toate laturile blocului. La parterul blocului de lângă apare pentru prima oară cafeneaua Tarbrush, parodia Starbucks-ului, pe care o mai vedem în mall-ul din Vice City. Mai vedem și un magazin de bagel-uri și reclama retro a unui coffee shop bar. Înspre sud vedem o sucursală a băncii din Liberty City, iar la colț sunt niște burgeri cu 100% carne de vită și la etaj e cu citit în palmă, glob de cristal și alte vrăjeli. Acum, hai să vedem și docurile din Portland, adică motivul pentru care insula se numește Portland. Primul lucru pe care l-am observat e că muncitorii portului au improvizat o rampă pentru sărituri periculoase. Apoi am observat că în distanță se văd macaralele mari cum se mișcă. Rockstar le-au animat ca și cum portul chiar ar fi funcțional și e mișto cum detaliul ăsta dă un pic de viață. Vaporul ăsta mare pe care îl vedem ancorat aici prezintă și el niște detalii interesante. Din cauza că e abandonat, vedem cum toată nava s-a degradat și metalul a ruginit tot. Alte detalii includ antena îndoită de sus și cablurile care atârnă în dreapta. Sigur țineți minte vaporul ăsta din misiunea Bomb the Base, când Cloud și 8-Ball îl distrug pentru a-i opri pe columbieni din a-și mai fabrica marfa înăuntrul vaporului. Mai departe, la fel cum am văzut și în Vice City, în port se spawnează muncitori care se plimbă de colo-colo ca să pară și ei ocupați.
Cealaltă navă ancorată are lângă ea două macarale de încărcat și descărcat, care au și ele activitate. Tot se mișcă într-o parte și alta să dea impresia că au treabă. Poate arată stupid acum, dar era un detaliu mișto la vremea aia. Și îmi place că nava asta are și câteva bărcuțe mici pe o parte, în cazul unei evacuări urgente. Aici avem și o priveliște spre Portland Beach, cu farul ăla mic construit pe stâncă. În rest, portul nu e chiar atât de remarcabil. Avem totuși de apreciat clădirile masive pe care le-au modelat Rockstar aici și atmosfera generală pe care o are locul ăsta, mai ales noaptea. Iar acum ne uităm la Chinatown, cartierul chinezesc din vestul Portlandului. Locul unde se îmbină stilul american cu cel oriental. Aici începem să vedem reclame stridente pe bannere mai mari, cum sunt astea la Punk Noodles și Ting Fu Garden. Un detaliu mișto pe care l-au gândit Rockstar e că reclamele astea agățate deasupra dansează ca și cum ar bate vântul printre ele. Și dacă tot am zis de ei, Rockstar veghează mereu de sus. Au avut tupeu când au făcut panoul ăsta cu See You in Miami scris în stilul Miami Vice. Știau ei încă de atunci că le iese ceva mișto cu Vice City. În Chinatown, lângă pod, este locul ăsta, unde sunt doar niște platforme pentru mașini. Chiar nu știu care e faza cu el, sigur îmi scapă mie ceva. Lângă el este terenul ăsta de basket, pustiu, la fel ca în toată trilogia, bineînțeles. Dar vedem niște artă murală cu trei jucători desenați pe perete. Lângă parc este vechea școală cu parcarea din fața ei și niște vegetație. Aici are loc balul polițiștilor în misiunea The Fuzzball, unde Cloud trebuie să aducă niște gagici să producă niște profit de pe urma polițiștilor aflați la petrecere. Mai vedem și blocul ăsta decorat parțial în stil chinezesc, iar în apropiere este aleea asta iconică din Chinatown, completă cu lampioanele tradiționale chinezești agățate deasupra. Aleea ne duce într-o mică piață unde se vinde cel mai bun, proaspăt și faimos pește. Sper că nu e ăla din fabrică. Și vedem arcadele astea orientale la ambele intrări laterale din piață. Lângă arcadă este încă o bancă din Liberty, dotată cu două ATM-uri la stradă. Iar în zonă mai vedem și curățătoria domnului Wong, care mai apare și în GTA 4. Indiferent de câte mașini de spălat are domnul Wong în magazin, mai are două și în spatele magazinului pe alee. După ce am văzut o grămadă de mici restaurante cu mâncare chinezească, am văzut și firma de construcții Mei Lin. În intersecția mare care face legătura dintre Portland View și Chinatown, vedem restaurantul ăsta. Are același model ca dinerul clasic american, dar vedem că servește punk noodles. Cu steagurile americane jos și noodles și sus, practic e fix la intersecția dintre cele două culturi, perfect așezat. Mai departe în Chinatown, mi-a plăcut să văd detaliul că o afacere aici n-a mai funcționat, iar spațiul se închiriază. Apoi am văzut depozitele astea două, unde în loc să aibă un aspect auster ca orice clădire industrială, clădirile astea, care de fapt sunt o altă fabrică de pește la conservă, au acoperișul în mai multe straturi tipic clădirilor tradiționale chinezești. Ăsta e un detaliu mișto, care mai adaugă la identitatea vizuală a cartierului. Pe colț am văzut frizeria asta numită Cut, care are logo-ul ăsta genial cu foarfeca. Și un magazin de casete video unde se vând filmele alea vechi cu arte marțiale. Și am mai văzut magazinul ăsta, unde sus scrie că ar fi o firmă de construcții, iar jos sunt articole perverse. Apropo, în Chinatown sunt astea două bălți care ar vrea să reflecte imaginea magazinelor. Bineînțeles, e aceeași iluzie cu transparența despre care am mai vorbit noi în videourile cu locații din Vice City. Iar de aici, după salonul ăsta de masaj, începe Red Light District. Red Light District este cartierul roșu, iar identitatea lui este una legată de entertainment și ospitalitate. Și când ne uităm la oamenii care se plimbă pe aici, putem observa imediat câteva diferențe față de cartierele trecute. Cartierul roșu, din păcate, nu pare deloc primitor. Nu că restul orașului ar fi foarte primitor, dar totuși. Aici vedem mai multă violență. Bătăile de pe stradă nu par nicio noutate, pe lângă faptul că în cadrul ăsta vedem patru pești și niciun acvariu. Cea mai cunoscută locație din cartierul roșu, care joacă și un rol important în poveste, este clubul lui Luigi. Luigi ne dă primele misiuni din joc în vocea aia iconică a lui Joe Pantoliano. Vis-a-vis de Luigi este barul ăsta care oferă petreceri de 24 de ore cu bufet gratis. Și bineînțeles nu e singurul loc deschis 24 de ore. Până la urmă, ăsta e cartier de noapte.
iar pe colț este un magazin cu reviste pentru toți cititorii din cartier. De aici, de lângă Payne Spray, vedem și blocurile din Hepburn Heights, dar până să trecem pe acolo, vreau să menționez primul safe house din joc, în cartierul roșu, lângă clubul lui Luigi. Mi se pare locul perfect pentru un început atât de umil cum primește Cloud. Aleea asta dubioasă și văgăuna aia unde stă el la început sunt combinația perfectă ca să te simți ca un criminal slab care începe de jos după ce a fost trădat și abia a scăpat cu viața. Mai ales cartierul fiind atât de dubios și sărac, te face să vrei să scapi de aici cât mai repede. Până și semnul ăsta pentru drogherie este dubios, pentru că e scris în Comic Sans și e roșu în loc să fie verde. Și apropo, aici pe colț scrie că e un hotel care închiriază camere pentru o oră. Așa se face pe aici. Dar ca să terminăm cu prostiile, ne uităm și la ceva frumos. Am mai vorbit în alt video despre ideea de clădiri aflate în construcție și bineînțeles că detaliul ăsta mișto e prezent și în GTA 3. Ne uităm la Ammunition-ul din Portland, adică unul din cele două disponibile în joc. Îmi place detaliul că în spatele ăstuia e o alee unde sunt puse trei ținte pe perete în ideea că oamenii vin aici și trag cu pistolul la câțiva metri de trafic și de oamenii care trec pe aici. Frate, Liberty City chiar nu e pentru începători. Mai departe ne uităm la Hepburn Heights, un cartier destul de mic unde mare parte din el sunt blocurile astea înalte. Aici pe străzi îi vedem pe băieții din gangul Diablos, patrulând de obicei cu o bâtă de baseball în mână, purtând un fel de geacă unde pe spate e litera D pe o coroană. Dacă nu erau destul de șmecheri deja, mașina lor specifică este un stalion în flăcări. În Hepburn Heights este compania asta de taxi, Borgnine, care la prima vedere nu pare să aibă nimic special. Dar cine a stat să facă 100 de drumuri de taxi știe că aici se spawnează taxiul special și brutal care are țepii murdari de sânge, atât în față cât și în spate. Intrăm în cartierul Harwood cu sediul emisiunii Head Radio. Nu prea am ce să zic aici, e o clădire modernă și are o antenă mare pe ea, un detaliu necesar dacă de aici se transmite Head Radio. Mai departe m-am urcat pe șinele de la metrou să mă uit la cerul ăsta frumos. Liberty City nu ne oferă prea multe culori, așa că trebuie apreciate de fiecare dată când apar. De aici de sus am văzut sediul ăsta al pompierilor. Arată ca o clădire istorică și nu degeaba, pentru că este inspirat după Firehouse Hook and Ladder Company 8 din New York. De pe partea cealaltă, bineînțeles că avem la dispoziție auto special a pompierilor. Nu știu cum, dar eu niciodată n-am observat turnul ăsta înalt. Gândiți-vă că cei care stau în blocurile de lângă au văzut toate antrenamentele pompierilor la geam. Tot în Harwood este și singura benzinărie din joc, unde vedem reclame la tot felul de branduri, care mai de care, cu logo-urile lor foarte 2001. Lângă benzinărie este și reprezentanța de mașini Capital Autos, unde în curte vedem mașini vechi la mâna a doua. Dar știm cu toții că aici trebuie luat banșiul ăsta frumos din interior. La câțiva metri este și garajul lui 8-Ball, care vedem că și el și-a scris semnul în Comic Sans și are logo-ul ăla genial cu bila combinată cu bomba. Mi se pare amuzant că dacă vine cineva să cumpere o mașină, va vedea toate mașinile moarte din curtea lui 8-Ball. Și mi se pare mișto detaliul că pe garajul unde se montează bombele este semnul ăsta care zice să conduci cu mare grijă. Iar aici, lângă 8-Ball, este celălalt capăt al tunelului despre care am vorbit mai devreme. Are multă vegetație la intrare și poate fi o scurtătură utilă în unele misiuni. Grijă doar la oamenii din mijloc. Ultima locație pe care o mai vedem în Harwood este groapa de gunoi. Aici este zdrobitorul de mașini unde și Cloud poate lăsa o mașină să fie transformată într-o conservă compactă. Ne uităm și la cartierul St. Mark's, unde este strada asta iconică, unde asfaltul e spart și trebuie să conduci cu grijă să nu intri în gropi. Mereu mi-a plăcut detaliul că au modelat niște conducte vizibile aici pe sub stradă. Iar blocul demolat are o diversitate foarte mișto cu texturile de pe pereți. Prin așa detalii mici, practic ne arată un fragment din viețile celor care au locuit aici. Cum intrăm în cartierul italienilor, bineînțeles că începem să vedem menționate pizza, pasta și mozzarella. Iar aici patrulează mafioții din familia Leone. Unii poartă ochelari de soare, dar toți poartă costum. Italienii din cartier au un obicei foarte ciudat. Își întind rufele la uscat foarte, foarte sus. Vedem asta pe mai multe străduțe și e dubios pentru că nu-mi închipui cum le-au pus acolo și cum le vor mai da jos. Alt magazin cu specific italian e ăsta cu obiecte de ceramică și cadouri.
iar în mijlocul cartierului se află restaurantul Cipriani, unde vine Claude pentru câteva misiuni de la Tony Cipriani. Din ce vedem, restaurantul nu pare cine știe ce, chiar dacă terasa asta de afară pare destul de primitoare. Și îmi place detaliul că italienii și-au agățat culorile steagului peste strada principală. Cartierul St. Mark's este plin de blocuri rezidențiale foarte repetitive, dar măcar se vede că nu e atât de sărac ca celelalte. Sus pe colț avem restaurantul iconic St. Mark's Bistro. Nu mai e nevoie să spun nimic despre el, că deja știm că a apărut în toată trilogia de GTA-uri. Lângă casa lui Salvatore Leone am observat blocurile astea care au un balcon decent, nu prea vezi așa ceva în Portland. Și am ajuns la casa lui Salvatore Leone, unde locuiește capul mafiei și totodată de unde își gestionează afacerea. Probabil Rockstar s-au inspirat din compoundul familiei Corleone din Godfather. Ah, da chiar, Leone, Corleone. Acum are sens. Până la urmă și Salvatore Leone seamănă cu Vito Corleone, mai ales dacă ne uităm la modelul lui vechi în poza de pe site-ul oficial al jocului. De la balcon avem cealaltă priveliște spre Portland Beach. Pe plaja asta nu e mare lucru, dar ne putem bucura de un răsărit frumos văzut prin formația interesantă de stâncă. Și aici avem farul de pe Portland Rock. Nu prea am ce să vă spun despre el, e doar mișto că s-au gândit să-l includă aici și are o textură frumoasă pentru ușă. Ultima locație la care ne uităm este gura de metrou din Portland. Coborâm scările astea urâte, cu o textură de zici că sunt făcute din lemn, și vedem reclame la diverse filme pe de o parte și de alta. Texturile de aici sunt cam dubioase, unele parcă nu prea au sens împreună. Iar pe perete vedem o reclamă pentru o stație radio care nu există în jocul final. După nume, probabil ar fi pus muzică soul. Apoi vedem scările astea rulante absolut masive, care din păcate nu funcționează, și am ajuns în stația de metrou din Portland, care mi se pare superbă. Este foarte bine modelată și texturată și chiar mă face să mă simt ca în Metrorex. Și hai să fim serioși, este mai mult decât impresionant faptul că Rockstar au reușit să facă atâtea chestii și să le implementeze în primul GTA 3D în anul 2001. Chiar dacă nu sunt deloc oameni în jur, faptul că îl putem urca pe Claude în metrou ca să traversăm mai repede insula și orașul este fenomenal. Vă mulțumesc tuturor care m-ați ascultat până acum. Sper că v-a plăcut și nu uitați că vă aștept și pe serverul de Discord Comunitate. Și mulțumiri speciale membrilor canalului: Fegel, Denis K, Răzvan, Fan Decaf, Ștefan DLB și Alin. Acești oameni de cultură susțin contentul meu în mod direct și vă rog pe cei care sunteți interesați să aruncați și voi o privire pe butonul de join. Ne vedem și în următorul video.